Un cuplu de vârstnici și-a dat în judecată vecinii de alături din cauza unui cocoș foarte activ, care cântă de aproximativ 200 de ori pe zi, fiindu-le imposibil să se odihnească. Conform Incredibila.ro, bărbatul în vârstă de 76 de ani și soția sa, un cuplu din vestul Germaniei, susțin că nu au mai avut o zi liniștită acasă de mult timp, totul din cauza lui Magda, cocoșul vecinilor. Cei doi se plâng că pasărea începe să cânte în fiecare zi dis de dimineață și nu se oprește până la apus, când proprietarii o închin împreună cu celelalte găini ale lor. După ani de zile în care au încercat să se înțeleagă cu vecinilor în legătură cu Magda, vecinii deranjați i-au acționat în instanță pentru a rezolva problema. Vecinul nu renunță la cocoșul său și trebuie fie să trăim cu asta, fie să câștigăm în instanță. Nu putem folosi grădina și nu putem deschide nicio fereastră. Este insuportabil, a declarat bărbatul. Este greu să vorbești despre tortură, dar așa este, a adăugat soția sa. Avocatul cuplului a susținut că un cocoș hiperactiv ca Magda nu are ce căuta într-un cartier liniștit, adăugând că un alt vecin a fost nevoit să se mute în urmă cu 2 ani din cauza croncănitului neîncetat al păsării. Cântatul cocoșului a fost măsurat la aproximativ 80 de decibeli, ceea ce este comparabil cu zgomotul unui restaurant aglomerat sau al unei străzi cu trafic intens. Cuplul deranjat a început să înregistreze cântatul zilnic al lui Magda ca dovadă în instanță și susțin că acțiunea lor legală a fost singura opțiune pe care o aveau la dispoziție, după ce nu au reușit să se înțeleagă cu proprietarul cocoșului. Michael, proprietarul cocoșului, a declarat că Magda joacă un rol important deoarece menține ordinea printre celelalte păsări. Găinile au nevoie de cocoș, altfel s-ar jumuli între ele, a spus Michael. Un judecător urmează să audieze în curând cazul și să se pronunțe asupra soartei Magdei. Nu este prima dată când cântatul unui cocoș declanșează o dispută legală între oameni. În 2019, cocoșul Maurice a ajuns pe prima pagina a ziarelor internaționale, după ce croncănitul său zilnic a declanșat o bătaie juridică controversată într-o comunitate din Franța. Relatează Incredibila.ro.